Vorbim despre acest cater venos periferic, ce este el, ce face, cum se montează, dar și de tipurile de injecții, de câte feluri sunt, la asta mă refer, și care sunt riscurile unei injecții, beneficiile unei injecții, cum e mai benefic să administrăm medicația. Trecem la injecția intramusculară. Injecția intramusculară, de fapt, ce este? Injectarea unei substanțe într-un mușchi. De obicei, noi folosim mușchiul deltoid, adică mușchiul de aici, mușchiul fesier în treimea superioară externă a fesei sau în mușchiul coapsei. Cam astea sunt locurile de elecție unde putem injecta.